Bună seara, sunt Victor Preda, iar dumneavoastră urmăriți subiectul zilei. Bineînțeles, vă mulțumesc pentru acest lucru. Dacă nu ar fi fost criza francului elvețian, probabil că subiectul acestui început de an ar fi fost cardul de sănătate. Pentru a vedea ce este acest card, ce înseamnă, ce conține, cine beneficiază, care sunt datele din calendar când vor deveni obligatorii aceste carduri, alături de mine se află doamna Simona Mihai, director președinte al Casei de Asigurări de Sănătate Prahova. Bună seara, doamna director, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Doamna și mulțumesc director. Pentru invitație! Și eu vă mulțumesc pentru prezență! Doamna director, haideți să începem cu începutul. Ce este acest card? Ce conține el? Ce date ale utilizatorului se regăsesc pe acest card? Da. Cardul național este un Cardul Național de Asigurări de Sănătate este un instrument creat la nivel național în scopul de a eficientiza și transparentiza utilizarea fondurilor naționale de asigurări sociale de sănătate. Cardul în sine este o bucățică de carton, ca orice alt card, cum avem cu toții prin buzunare. Absolut, da. Care conține numele și prenumele asiguratului, codul de identificare din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, numărul de card și data expirării acestui card. În acest moment, chipul cardului național este gol, nu conține nicio informație. În momentul în care intrăm în posesia acestui card și mergem cu el la medicul de familie, prima operațiune pe care o vom face va fi aceea de activare a cardului și de schimbare a codului PIN-ului, care este general 000. Eu așa voi... bine, dar da, fiecare da. Utilizator își alege PIN-ul... Își alege un PIN pe care îl consideră ușor de reținut. Pentru că trebuie memorat neapărat. Trebuie memorat și de fiecare dată de câte ori vom merge la un furnizor de servicii medicale, va trebui să tastăm acel cod PIN. Deci asta este primul pas pe care îl fac în momentul în care am cardul și merg la medicul de familie. Medicul de familie poate să inscripționeze date pe el în momentul în care eu îi dau acceptul că vreau ca acele date medicale să fie trecute în interiorul cardului național de asigurări de sănătate. Datele respective sunt, de fapt, referitoare la istoricul medical al beneficiarului. La istoricul medical, la bolile cronice, la alergii, absolut toate datele care sunt esențiale pentru viața omului. Însă medicul nu este obligat să inscripționeze și nici eu ca asigurat să accept inscripționarea, decât dacă eu sunt de acord cu... În principiu ar fi de dorit, nu? Bineînțeles, bineînțeles. Pentru că, nu știu, știu eu, cineva suferă un accident, îi se ia cardul din buzunar, se poate vedea, domne, uite ce Absolut. Probleme cu sănătatea a avut și știm cum să-l tratăm de acum încolo. Da, da. Utilizând Cardul Național de Asigurări de Sănătate, absolut eficiența actului medical va fi mai ridicată și calitatea lui. Pentru că medicul are la îndemână întreg istoricul. Istoricul și... știe ce analize medicale am făcut, dacă consideră că pot face altceva în plus pentru o diagnosticare cât mai corectă, îmi va recomanda analize suplimentare. Deci este mult mai eficient actul medical datorită acestui card național de sănătate. Spuneți de medicul de familie. Da. Unde în altă parte, dar vorbea și despre alți furnizori de servicii medicale. Da. Unde în altă parte pot să folosesc cardul de sănătate? La farmacie, de exemplu? La toți furnizorii de toți furnizorii de servicii medicale. Asta însemnând medic de familie care inițializează cardul, un medic specialist, oftalmolog, orelist, cardiolog, așa, la furnizorul de medicamente, la farmacie, la un furnizor de dispozitive medicale, asta însemnând, mă rog, fotolii, rulante, absolut toate dispozitivele medicale care se decontează prin casă, la spitale, la unitățile de recuperare, reabilitare, îngrijiri la domiciliu, transport sanitar, absolut toți furnizorii de servicii medicale cu care eu sunt în contract. Am înțeles. Și nu neapărat numai eu, Casa Prahova, ci toate casele județene. Deci pot acest card îl folosesc și când mă duc la București sau Constanța, Târgu Mureș, la orice furnizor în contract cu o casă numai județenă. Numai în interiorul țării. Nu ține loc de cardul european de sănătate. Acolo e altă poveste pe care poate vom discuta în prag de vară când mulți dintre românii merg în afara țării să-și facă vacanțele. Diferența este legată de faptul că acest card european se folosește numai în Uniunea Europeană, iar cardul național în teritoriul României. Da, perfect. Bun, dacă am văzut ce conține și unde putem să-l folosim, vreau să vă mai întreb o altă treabă. Dacă nu am acest card de sănătate,
și merg la medicul de familie, e o problemă? Nu, în acest moment nu există nicio problemă. Dar după ce va deveni obligatoriu? După ce va deveni obligatoriu și va deveni unicul instrument de validare a serviciilor medicale, atunci va fi o problemă. Conform hotărârii de guvern care a fost aprobată ieri, care cuprinde normele metodologice de utilizare a cardului național, utilizarea obligatorie va deveni de la 1 mai. 1 mai. Deci până la 1 mai în sistem se folosesc... Cei care au card, care au primit deja cardul, absolut, pot folosi. Cine nu, poate merge fără. Poate merge fără, da. E foarte important să repetăm această informație și să o subliniem. 1 mai este data obligatorie pentru că a fost amânată oarecum. Da, a fost vehiculată inițial o perioadă de până la 1 aprilie de 2-3 luni, însă conform hotărârii aprobate ieri, 1 mai a devenit data oficială obligatorie de utilizare a cardului național. Cine beneficiază de acest card de sănătate? De cardul național de asigurări de sănătate beneficiază orice persoană asigurată cu vârsta mai mare de 18 ani. Copiii? Copiii nu au nevoie de card, ei sunt asigurați prin efectul legii. Copilul merge la medicul de familie fără card de sănătate, card, nu e nicio problemă. Prestarea serviciului medical nu poate fi condiționată de prezentarea cardului părintelui. Nu. Deci copilul este asigurat prin efectul legii, beneficiază de orice serviciu medical. Orice asigurat, dar șomerul, de exemplu, șomerii beneficiază? Cât îți întâmplă plata indemnizației pensionarii, de șomeri? Pensionarii, că ei iarăși sunt asigurați. Șomerii beneficiază de acea indemnizație de șomaj, iar contribuția aferentă indemnizației se varsă din bugetul de șomaj la... Deci se plătește o formă de asigurare de sănătate, așa că nu e nicio problemă. Cei care beneficiază de ajutor social, la fel, beneficiază de card. Dacă în momentul în care au fost extrase datele, a fost... În acest moment sunt două posibilități. Ca până la acest moment să fi fost tipărit cardul sau nu. Procesul de tipărire și de distribuire a cardurilor este în permanentă mișcare. Pentru că până la această dată, județului Prahova i-au fost tipărite un număr de 529.000 de carduri, din care 96,5% au fost distribuite prin Poșta Română. Suntem pe locul 2 în țară legat de distribuirea în teritoriu, pe primul loc fiind Bucureștiul. Cei 3,6%, procentul de 3,6% din cele tipărite se află la mine, la Casa Județeană. Periodic, Casa Națională extrage din sistemul informatic datele celor care intră în categoria de persoană asigurată, deci se angajează astăzi și este angajat iar luna viitoare, Casa Națională extrage datele pentru tipărirea cardului. Sau pentru copiii care împlinesc vârsta de 18 ani și devin și asigurați. Deci, periodic, Casa Națională dă Imprimeriei Naționale baza de date, astfel o comandă încât, pe încă 10.000 pentru județul Prahova, pentru că alți 10.000 de asigurați îndeplinesc criteriile necesare. Da. Acele carduri vor ajunge din nou la Poșta Română, iar Poșta va face același circuit cu mersul la domiciliu persoanei asigurate de două ori, după care, dacă nu îl găsește acasă, vine la mine. Aș vrea să vă mai întreb, să mai discutăm un pic despre beneficiarii, despre cei care pot utiliza acest card de sănătate. Și aș vrea să vă întreb următorul lucru. Dacă eu nu sunt angajat, știți, piața muncii este foarte dinamică, dar nu la 1 mai, la 1 iunie, îmi găsesc un loc de muncă, mă angajez, evident, cu acte în regulă, nu la negru, evident că asigurările mele de sănătate sunt plătite de către firmă, pot beneficia atunci de cardul de sănătate? Da. Trebuie să vin la dumneavoastră la CAS să fac o cerere sau din oficiu? Din oficiu. Vine poștașul acasă și din spune... Din oficiu, casa, exact cum v-am explicat, Casa Națională extrage din sistem categoriile respective și... Da, și vine poștașul acasă și mi-aduce cardul. Da. Bun, haideți să luăm și situația inversă, ca să lămurim foarte clar lucrurile. Eu lucrez și asigurările mele de sănătate sunt plătite, dar la 1 iunie, nu știu, se închide firma, nu știu, sunt probleme și intru în șomaj. Trec de șomaj, trec de toate formalități, de toate formele de ajutor, nu mai am asigurările plătite. În momentul respectiv, trebuie să vin la dumneavoastră la CAS să predau cardul, să-l dezactivez într-un fel la... În momentul în care vă veți duce la un furnizor de servicii medicale, în momentul în care introduceți cardul în acel cititor de card și tastați codul PIN, calitatea dumneavoastră va fi aceea de neasigurat.
de neasigurat. Și nu veți beneficia de servicii. Și dacă mă reangajez, se schimbă cardul sau se reactivează? Nu, se reactivează categoria. Deci cardul rămâne același. Poștașul bate o singură dată cu cardul, nu ca celebru film, nu de două ori, vine o singură dată cu cardul și cardul când este activat, când este dezactivat, în funcție de modul în care sunt plătite mie asigurările de sănătate. Dacă nu sunt angajat și vin la dumneavoastră și îmi plătesc în mod direct asigurările de sănătate, la caseria casei de asigurări de sănătate, beneficiez de card? Beneficiez, nu? Beneficiați. O mențiune, asigurările le plătiți la administrația financiară. La administrația financiară. Da. Bun, da, deci știți la ce mă refer. La cei care nu au un loc de muncă, dar își plătesc asigurările de sănătate pentru a beneficia de servicii. Deci și aceștia primesc card. Da. S-a întâmplat ca unii dintre români să refuze primirea cardului din diferite motive, cei mai mulți din considerente religioase. Am văzut chiar și un comunicat al Patriarhiei care îndemna așa la mai multă deschidere și la o gândire mai atentă asupra acestui lucru. Dar în continuare am înțeles că numărul acestora se ridică undeva la 8.000 de oameni la nivel național. Da. Presupun că avem și în Prahova. Avem și în Prahova, da. Mulți? Nu. Până într-o sută de persoane. Până într-o sută. Da. E dreptul dumnealor. Absolut, da. Dar ce fac ei? Cum vor beneficia acești oameni care refuză? Cum vor beneficia de servicii medicale? Vor beneficia de servicii medicale pe baza unei adeverințe pe care eu, instituție, eu eliberez. Acea adeverință, pentru a obține acea adeverință, persoana respectivă trebuie să vină la mine la casă cu cardul, dacă cumva l-a primit până la această dată. Face o declarație pe proprie răspundere în care îmi precizează motivul pentru care nu dorește cardul respectiv și eu îi primesc cardul respectiv, iar ulterior sunt obligat să-i eliberez o adeverință de asigurat care are termen de valabilitate de 3 luni. Mai că la 3 luni va fi obligat să vină o reînnoiască. Deci nu este de ajuns să spună poștașului: domne, eu refuz să primesc cardul și cu asta basta. Nu, trebuie să vină să dea o declarație pe proprie răspundere, după care la 3 luni trebuie să aducă cardul la dumneavoastră și să-l predea intact, presupun, în condiții foarte bune, după care la 3 luni să vă facă câte o vizită și să obțină acea adeverință. Da. Altfel are probleme în a beneficia de serviciile medicale. Da. De la 1 mai nu va beneficia de servicii medicale. Dacă nu prezintă cardul sau acea adeverință pe care eu o voi elibera eu. 1 mai fiind data la care orice vizită la un prestator sau furnizor de servicii medicale fără card nu prea este în regulă. Da. Orice prestare de servicii devine ca să beneficiezi de serviciu medical, e obligatoriu, trebuie să prezinti acel card. Da, dacă nu, plată. Da, absolut. Banii cash. Așa. Bun. S-a mai întâmplat, vă spun sincer, am fost oprit de o doamnă pe stradă care mi-a spus: domnule, uite, a venit poștașul, mi-a adus să mă prezint la poștă să-mi ridic cardul de sănătate. Am mers acolo, mi-a spus că este o încurcătură cu data și nu am putut să-l ridic. Unde mă adresez? N-am știu să-i răspund doamnei și i-am rugat-o să fie o telespectatoare fidelă a noastră, pentru că voi încerca să invit la emisiune pe cineva care să răspundă la această întrebare și iată, sunteți dumneavoastră în studioul nostru și cu siguranță puteți să o lămuriți. Da. Deci până în luna decembrie, poșta a transmis asiguraților acasă cardurile. Pentru cei care nu au fost găsiți la domiciliu, s-au refuzat într-o primă instanță cardul din anumite motive. Toate acele carduri sunt în acest moment la mine la casă. Noi ne-am organizat și am zis să venim în întâmpinarea fiecărui asigurat care nu și-a primit cardul acasă și le-am pus la dispoziție un număr de telefon pe care o să vi-l și spun. Este vorba de 0244-594-600. Dacă vreți să-l repetați, sigur, că poate cineva vrea să-l noteze și... Deci 0244-594-600, interior 149, unde colegii mei vor răspunde la telefon și vor căuta pe baza CNP-ului transmis de persoana respectivă în evidența noastră să vadă dacă avem într-adevăr cardul respectiv. Dacă este, cu prima ocazie persoana respectivă va veni la noi cu buletinul de identitate pentru a-și ridica cardul. Dacă se întâmplă ca persoana respectivă să nu poată să vină, că este la servici sau există o altă problemă, un aparținător
pe baza buletinului persoanei respective și al titularului, va veni și va ridica cardul fără nicio problemă de la noi, de la sediul instituției, pe strada Praga numărul 1. Chiar dacă, știu eu, locuiește în Azuga sau în Cioran, ca să iau două extremități ale județului. Da, aici e mai greu, din este păcate. Este mai greu, da. Dar, nu știu, poate vă dau eu o idee, deși cred că v-ați gândit, prin medicii de familie... O să încercăm să discutăm cu medicii de familie, cel puțin cu persoanele, medicii care sunt în localitățile cele mai îndepărtate de Ploiești, pentru că este greu să pui o persoană, poate și imobilizată, vârstă, și în probleme vârstă, cu sănătatea, și cu o pensie mică, să vină până Ploiești să cheltuiască mulți bani să-și ridice cardul, nu este omenește posibil. Haideți să vorbim acum și despre beneficiile pe care le vor simți românii în mod direct în urma obligativității acestui card de sănătate. Și vă dau eu un exemplu care îmi vine acum la îndemână. Știu că, și știți și dumneavoastră, fenomenul muncii la negru. Omul este, când se duce și se angajează, este pus, semnează niște acte, patronul sau angajatorul bagă actele într-un sertar, îl anunță că sunt înregistrate, că îi se plătesc asigurările, omul își vede de treabă, își primește salariu, dar habar nu are că asigurările lui nu sunt plătite. Bănuiesc că acum este mult mai ușor ca să afle. Unu, dacă nu primește card, să zicem că se angajează prima oară, dacă nu primește card, este un mare semn de întrebare dacă angajarea lui este în regulă. Da. Doi, când merge la medic și e foarte simplu să verifice. Și la o farmacie și la medic să vadă dacă asigurările lui sunt plătite. Deci mi se pare un... Da, e un mijloc de verificare al angajatorului dacă cumva au plătit asigurările. Ceea ce este un avantaj uriaș pentru angajat și pentru dumneavoastră și pentru, știu eu, cei care lucrează în domeniul inspecției muncii. Probabil că vor avea mai multe reclamații. La dumneavoastră, probabil, dacă va exista presiunea angajaților asupra angajatorului, probabil că vor crește încasările. Deci e un lanț de întâmplări fericite, putem spune. Da, da. Principalul scop al acestui instrument creat, Card Național de Asigurări de Sănătate, este acela de a verifica cât de corect se cheltuiesc banii în sistem. Pentru că, după cum ați auzit dumneavoastră, și dumneavoastră, au existat cazuri în care au fost raportate rețete fictive, investigații paraclinice, analize pentru persoane care în viața lor n-au făcut așa ceva. Și utilizând acest instrument, nu pot decontat decât acele servicii care sunt confirmate prin tastarea acestui PIN de către asigurat. În momentul în care persoana respectivă merge la spital, introduce cardul în cititorul de card, tastează codul PIN la internare. Același lucru se întâmplă și la externare. Deci, automat, perioada internării este acoperită de card și alte servicii în interiorul acestei internări nu mai pot fi raportate. În acest fel se utilizează mult mai eficient fondurile. Iar cele care curgeau din sistem, într-adevăr, se vor duce acolo unde trebuie să fie. Să dea Dumnezeu, pentru că toți ne dorim un sistem de sănătate cât mai apropiat de normalitate, pentru că acum, din păcate, lucrurile nu stau tocmai cum ar trebui și probabil că, nu știu, dacă vor veni mai mulți bani în sistem, poate vor crește și salariile medicilor, poate și spitalele vor fi mai bine aprovizionate cu medicamente, calitatea serviciilor medicale va fi superioară, nu știu, ar fi... Automat, având bani mai mulți, calitatea crește. Asta este părerea mea. Trăim totuși în România și o să vă dau și exemplu autostrăzilor. Ați văzut câți bani se bagă în autostrăzi pe care nu le avem, așa că nu sunt sigur că unde sunt sume mari de bani, dar măcar avem această speranță. Deci, principalul avantaj ar fi faptul că banii din sănătate vor rămâne în sănătate fără să fie, și îmi cer scuze pentru termen, sifonați. E un termen mai colocvial, așa să spunem, fără să fie sifonați în alte zone. Dar dacă eu merg la medicul de familie, la spital, undeva și tastez PIN-ul și, nu știu, un medic rău intenționat, să-i spunem, mie mi-a tensiunea, dar trece acolo că mi-a făcut habar n-am ce analize super complexe și super costisitoare. Se poate întâmpla acest lucru? Să sperăm că nu. Bine, se poate întâmpla pentru că omul nu poate să vadă ce diagnostic, ce trece medicul respectiv în card.
Dar v-am spus, deci chestia cu inscripționarea nu este obligatorie. Medicul nu are decât cu acceptul meu voie să inscripționeze cardul. Dar se poate întâmpla și așa ceva. Dar în momentul în care dosarul electronic, care este un alt instrument de verificare a cheltuirii banilor, va intra în vigoare, eu ca asigurat pot să văd ce conține dosarul electronic și să sesizez într-un fel dacă mi se pare ceva a fi în neregulă. De ce n-aș fi de acord să-mi fie pus pe card dosarul medical? Pentru că eu știu PIN-ul. Dacă, Doamne ferește, pierd cardul, evident că dumneavoastră îmi veți elibera alt card și îmi voi stabili eu alt PIN. Nu are nimeni acces la cardul pierdut să citească despre mine că, nu știu, m-a durut stomacul când aveam 22 de ani. De ce aș avea o jenă să-mi trec informațiile medicale? Mă gândesc că tocmai sunt foarte utile. Da, sunt foarte utile. Într-adevăr, aveți dreptate. Eu văd, într-adevăr, utilitatea acestor informații pe card. Sunt și persoane care... poate că nu vor. Și dacă vorbim despre utilitatea acestor informații pe card, mă gândesc că ar fi grozav dacă și copiii ar avea. Nu, copiii sunt asigurați prin efectul legii. Știu ce îmi spuneți, dar un card care să cuprindă, știu eu, dosarul medical. Dosarul medical există, numai cardul ca instrument. Am înțeles. Nu îl are copilul, însă toate datele medicale care sunt ale copilului respectiv se vor duce într-un dosar electronic. Deci orice persoană din România o să aibă dosar electronic constituit până la 31 decembrie 2015. Nu mai avem foarte multe minute, doamna director, și aș vrea să recapitulăm, pentru că aceste informații mie mi se par de foarte mare interes. De cardul de sănătate beneficiază foarte mulți români. Vă rog. Legat de persoanele care până la această dată au pierdut cardul, le-a fost furat, deteriorat sau vor schimbarea anumitor date de pe... Se poate întâmpla ca numele să fie greșit sau prenumele. Vine la noi la casă cu o cerere cu acel card care este greșit, se stabilește ca să se facă o plată. Deocamdată nu am primit ordin anume de la Casa Națională în care să se stabilească fix cât este. Da, se vehiculează 15 lei. Da, în jur de, este 2,2 euro plus TVA și serviciile de distribuire 2,74 de lei cu TVA-ul. Deci ar fi în jur de 15 lei. Deci la aceste documente se adaugă această plată, iar eu transmit Casei Naționale solicitare pentru retipărirea cardului, însă el până la tipărirea acestuia o să beneficieze de adeverință și poate să meargă apeleze la servicii medicale. Sigur, sigur, da, da. 1 mai devine obligatoriu, da. Este ultima decizie, da, da. 1 mai, beneficiază oricine plătește într-o formă sau alta asigurări de sănătate, da. Inclusiv deținuții. Inclusiv deținuții, inclusiv deținuții, da. Vor primi acolo la facultate, vor primi cardul? L-au primit acasă, din păcate n-au fost găsiți. Am înțeles. Și atunci trebuie să le dea drumul să vină la CAS și să facă cerere să-l primească, Doamne ferește. Oricine plătește asigurări de sănătate beneficiază, primește acest card. Cine nu l-a primit până acum sau poate să sune la dumneavoastră, da, să se intereseze. Da. Cine l-a primit și l-a deteriorat, pierdut, i-a fost furat sau este greșit, iarăși vine la dumneavoastră, da, și se corectează orice, da, greșeală sau se eliberează altul nou fără nicio problemă. Cei care refuză din considerente religioase sau din alte motive, e dreptul dumnealor, nu sunt de condamnat în niciun fel, numai că trebuie să fie ceva mai activ decât ceilalți, pentru că odată la 3 luni trebuie să vă facă o vizită, să facă o cerere ca să primească o adeverință. Da. Cam astea ar fi în mare, copiii nu, să nu se sperie nimeni că n-au venit cardurile copiilor, toți pensionarii primesc, să fie domnii care au ieșit la pensie, domnii și doamnele să fie atenți să aibă acest card. Da. Pentru că este folosit la medicul de familie, la farmacie, la spital, oriunde, la laboratorul de analize, oriunde este folosit acest card. Da, da. Cred că au primit telespectatorii noștri în această seară toate informațiile care le sunt necesare. Cei care erau îngrijorați că nu au primit, acum sper că să sunt liniștiți, pentru că cu un telefon se rezolvă tot. Da, da. Perfect. Plus, plus că urmează a mai fi tipărite carduri și se va reglementa într-un fel și situația. Iar până la 1 mai se poate merge la medic sau oriunde în zona medicală fără card. Fără card. Nu e nicio, da. Cei care au card merg cu cardul, da. Cei care, da, nu, nu e nicio problemă. Da. Doamna director, vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor noștri în această seară. Sperăm să le fie de folos. Și eu mulțumesc pentru invitație încă o dată.
De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Ne vom revedea săptămâna viitoare, luni, mai precis, la subiectul zilei. Până atunci, toate cele bune!